Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi, așa cum v-am obișnuit. Astăzi vom discuta din nou despre Târgu Jiu. Aveți un număr de telefon afișat pentru SMS-uri, deci nu sunați, vă rog, și nu sunați în reluare. Mi s-a întâmplat să primesc telefoane la reluare. O să vă rog să vă obișnuiți cu ideea că emisiunea este în direct la ora 18, da? Deci dacă doriți și nu să sunați, ci să trimiteți SMS-uri cu întrebări sau sugestii, 0766-314582. Astăzi ne oprim la Târgu Jiu, vorbim despre investițiile pe care a eroilor, pentru că știți foarte bine, avem operele lui Brâncuș la Târgu Jiu și trebuie să le valorificăm la maxim în condițiile în care economia, din păcate, este în regres, dar economie înseamnă și turism. Haideți să-l facem, pentru că Brâncuș ne-a lăsat aici capodoperele, marea avere pe care o avem culturală, internațională. Haideți să o fructificăm și pentru asta știți foarte bine că sunt ceva probleme în zona Calea Eroilor din diverse motive. Există un proiect de amenajare urbanistică a Căii Eroilor. Invitatul meu pentru a discuta despre asta, dar și despre ce mai este nou la capitolul investiții în Târgu Jiu, este domnul Raul Chiriac, șef serviciu investiții în cadrul primăriei Târgu Jiu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Am zis, cu toate că sunt multe subiecte importante, multe obiective importante în lucru și în proiect la nivelul Târgu Jiului, după ce cu domnul Ionescu săptămâna trecută le-am luat așa cât de cât în, le-am trecut în revistă și am discutat sumar despre fiecare, de câte ori ne întâlnim cu primăria Târgu Jiu să discutăm în mare, adică în amănunt, de câte unul, și astăzi am ales Calea Eroilor și proiectul de urbanism care va face ca această Cale a Eroilor să fie mai accesibilă turiștilor, să fie mai multe parcări, să rezolvăm problema cu calea ferată, să arate frumos Calea Eroilor, să fie pietonală. Da, sigur că da, este vorba de proiectul de reabilitare și modernizare a zonei protejate ansamblului monumental Calea Eroilor. Înainte de toate, aș vrea să fac precizarea că în cadrul strategiei de dezvoltare a municipiului Târgu Jiu, domeniul culturii este unul prioritar, ținând cont de mai multe aspecte, în principal de operele sculptorului Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, și ca atare, în portofoliul de proiecte al primăriei se regăsesc o serie de obiective propuse a se realiza în anii următori, obiective majore care să ating o serie de funcții turistice, culturale, pe lângă, așa cum am spus, pe lângă funcția de cultură, și bineînțeles să aibă și un impact pozitiv asupra dezvoltării socioeconomice a municipiului. Revenind la proiectul de modernizare și reabilitare a zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor, este un proiect, unul dintre proiectele majore ale municipiului, dintre cele mai importante. Finanțat de? În acest moment a fost elaborat studiul de fezabilitate, urmează să facem demersurile pentru obținerea finanțării, sunt programe atât prin programul operațional regional din finanțat din fonduri europene, cât și prin fonduri guvernamentale. Vreau să spun că, ținând cont de importanța proiectului, acest demers pentru realizarea proiectului a fost inițiat cu mai mulți ani în urmă, au fost parcurse o serie de etape, astfel încât rezultatul final să fie conform importanței obiectivului. Este un obiectiv care transcede interesul local, este un obiectiv de interes național european, și universal până la urmă. Corect. Tocmai de aceea, cu ani în urmă, aș vrea să fac câteva precizări legate de modul cum a fost abordată această problemă a proiectului. Inițial s-a realizat o temă de proiectare, au fost invitați toți arhitecții locali pentru a fi consultați cu privire la modul cum trebuie abordată problema de demarare a acestui proiect. De asemenea, am consultat Ordinul Arhitecților din România și Uniunea Arhitecților din România, astfel încât a fost elaborată o temă de proiectare, după care pentru
demararea unui concurs de idei, ce a avut loc inițial în prima fază, un concurs de idei care, conform a ceea ce ne-am dorit noi, a dat o serie de soluții. Toate soluțiile interesante, care concepte pe care juriul le-a găsit, le-a analizat și le-a găsit interesante și de abordat, au fost incluse într-o temă de proiectare complexă care a stat la baza următorului concurs de soluții, ce a stabilit câștigătorul echipei ce a elaborat acest proiect. De asemenea, acest concurs de soluții a fost jurizat de un colectiv de arhitecți recunoscuți pe plan național, președinta Uniunii Arhitecților, reprezentanța ai Ministerului Culturii, sunt cei care au făcut parte din acest juriu care a stabilit soluția finală. Deci nu primăria Târgu Jiu a făcut concursul ăsta. Primăria a organizat acest concurs de soluții, dar însă juriul a fost din specialiști recunoscuți pe plan național, așa cum a spus, cei care au stabilit soluția câștigătoare. Cine a câștigat, în cele din urmă, echipa ce a elaborat este o echipă coordonată de profesorul arhitect Dorin Ștefan, nume recunoscut pe plan național și internațional, un arhitect cu reputație recunoscută. Care și chiar a prezentat proiectul. Sigur că da, cărei eroilor de zilele orașului în mod public. Da, chiar am dorit ca pe parcursul elaborării acestei documentații, care este foarte complexă, să facem o serie de prezentări în oraș. Vreau să spun că prezentările proiectului au avut loc și la București, în mediul academic, la Institutul Cultural Român. A fost prezentat de asemenea la Ministerul Culturii, care deja a dat avizul favorabil pentru acest proiect. Sigur că da, avem avizul favorabil al Ministerului Culturii. Astfel încât în acest moment putem începe deja demersurile pentru accesarea fondurilor necesare pentru execuția lucrărilor. Cam când credeți, în funcție de cum sunt finanțările în momentul ăsta, calendarul finanțărilor, cam când credeți că, să zicem, s-ar putea demara lucrările? Bine, sunt mai multe etape de parcurs. Întâi obținerea fondurilor, după care urmează procedurile de achiziție, în primul rând detaliile. Atunci când se depune proiect? Când sunt termenele de depunere? Noi deja vom face demersurile, așa cum a spus, este un obiectiv de interes național, astfel încât vom face demersuri atât în cadrul programelor europene, cât și la nivel guvernamental, ținând cont de importanța obiectivului. Așa cum a spus, fiind un obiectiv de interes național, cred că poate fi finanțat chiar de la bugetul de stat. De la bugetul de stat, da. Sigur că da. Deși fondurile europene sunt bune că le mai dăm înapoi și nu sunt de la noi. Sigur că da. Aș face mențiunea că proiectul respectiv, prin tema lui, prin ceea ce denotă documentația, are un rol de a, pe lângă, așa cum a spus, funcția culturală, are un rol de a, ca axa respectivă, respectiv Calea Eroilor, să devină o axă simbolică a orașului, să aducă beneficii din punct de vedere socioeconomic. Și asta prin toată multitudinea de obiecte, de obiective colaterale pe care le îndeplinește proiectul, dincolo de valorile arhitecturale, urbanistice, peisagistice pe care punerea în practică acestuia le va aduce. Haideți, regia, să arătăm imaginile, cum au văzut arhitecții specialiștii care au elaborat acest proiect, să vedem cum arată imaginile. Vă rog să ne descrieți ce avem aici. Da, aici este o axă de sinteză a zonei, planul de situație. Aș face mențiunea că trecem pe deasupra coloanei, da, fără desfârșit, este axa, acum. Nu, este axa, începând de la parcul, așa, aici este zona centrală. Stânga, da. Și acolo în stânga avem intrarea în aici, parcul de la central, Jiu. Da. Da, aici iată Calea Eroilor. În zona bisericii. Da, o să vă prezint, începând de la grădina publică. Așa de la parcul central. Acum, da? Așa va arăta. Este o propunere, aici sunt niște detalii ale împrejmuirii propuse ca să creeze un caracter. Acum. Da, da, așa situația prezentă.
Da, se vor face niște măști pentru gardurile existente. Da, un fel de un mobilier urban care să mascheze împrejmurile existente, confecționat din lamele de metal alămite, încastrate cu granit, care să vină în concordanță cu pavimentul. Pavimentul și să creeze va fi, iată că îl vedem, cred că asta este varianta cum va arăta. Da, sunt mai multe tipuri de paviment, asta e concepția arhitectului, celui care a elaborat proiectul, din descrierile, din prezentările făcute. Așa arată acum. Da, din prezentările făcute, arhitectul a vrut să materialele puse în operă să fie în confort tradiției și în acord cu opera lui Brâncuș, cu ceea ce înseamnă opera lui Brâncuș, folosind metal, piatră. Aici sunt câteva imagini de la coloană, unde propune câteva noi alei din ardezie, niște cercuri cu bănci concentrice, da, vedem. Creează o... Deci se va schimba. Da, așa arată. Aș vrea, poate da? Nu să se observă exact, în principal ca elemente. Aș vrea să vă dau și ce s-a urmărit, în primul da? Rând, pe lângă da? Amenajarea peisagistică a arterei respective, pornind de la ideea ca ea să devină, făcând legătura între cele două parcuri, să devină ca un fel de alee între pietonală. Cele două parcuri, bineînțeles și cu amenajări peisagistice. Vreau să spun, pe lângă amenajarea peisagistică a arterei respective, unul dintre scopuri este acela ca circulația să devină, prin măsurile luate în cadrul proiectului, circulația să devină preponderent pietonală. De asemenea, se realizează o serie de obiective majore care... Cum, de exemplu, aici va fi o parcare. Sigur că da, în zona Hotel Gorj, în parcarea din zona Hotel Gorj, se va realiza o parcare subterană pe două niveluri. În cadrul proiectului vor fi două asemenea parcări. Una este situată aici în zona Hotel Gorj, cum a spus, pe două niveluri, cu intrare și ieșire din strada Unirii, astfel încât zona de la Bulevardul Constantin Brâncuș până la teatru, până în zona centrală, va putea deveni preponderent pietonală, cu acces auto doar pentru mașinile de intervenție. De asemenea, tot în această idee de a păstra caracterul pietonal, dar pe de altă parte și de a dezvolta o serie de alte funcțiuni, de a rezolva o serie de probleme de mobilitate urbană din municipiu, în această zonă, în general Magheru, se va realiza cea de-a doua parcare, o parcare mai mare, tot pe două niveluri subterane. Intrarea va fi printr-un pasaj subteran pornind din Popa Șapcă, pe sub Calea Eroilor, pasaj care va avea ieșirea în zona străzii Traian, iar stânga-dreapta, în toată piața Magheru, va fi parcarea subterană pe două niveluri. Cele două parcări subterane vor aduce un număr de locuri de peste 400, rezolvând astfel, alături de alte obiective separate pe care le avem în ceea ce privește construcția de parcări în zona centrală, vor contribui la asigurarea locurilor de parcare în municipiu. Și la afluența traficului, pentru că mașinile da. Parcate pe zona, pe străzi, sigur că da. De asemenea, da. Și aici avem din nou mobilierul care da, maschează da. Sunt, gardurile. Sunt câteva detalii de asupra. Aerului. Este un fel de împrejmuire, dar de fapt este un mobilier urban, așa cum a spus, fiind confecționat din lamele de metal alămite, dar care au încastrate și piese de mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, alte da. Asemenea. Și vine dublat între gardurile proprietarilor și acest mobilier urban, se dublează cu vegetație, astfel încât de-a lungul întregii axe să fie creată și această perdea verde, făcând legătura între cele două parcuri. Aș reveni puțin la parcarea din zona Aș General prefera Magheru. Acum să descriem imaginile și revenim după ce se da. Termină, că nu durează mult. Unde ne aflăm aici? Aici este soluția de trecere la calea ferată. O zonă nevralgică. Da, din punct de vedere arhitectural, bineînțeles că... Iar acolo va fi un observator. Da, neavând în municipiu o zonă din care să ai viziunea asupra întregii artere, propunerea arhitectului este de a crea o pasarelă deasupra. Bineînțeles că este posibil, în colaborare cu cei care dețin hotelul,
de crearea unei pasarele cu lift exterior, astfel încât să ai o panoramă asupra întregii zone. La calea ferată ați avut imaginile mai devreme. Aici avem treptele, da, rămân. Aici sunt, propune desfințarea lor. Este o concepție a arhitectului pe care a prezentat-o Ministerului Culturii, bineînțeles, care are dreptul de a aviza favorabil această Și acum să venim acolo la calea ferată să vedem care va fi soluția să nu se face pasarela, am înțeles, pentru că s-a ruptura imaginea. Da, bineînțeles, în schimb, din punct de vedere arhitectural, ca estetică, problema în viziunea arhitectului se rezolvă prin în pavimentul nou creat din pavele de granit. Vor fi anumite, ați văzut imaginile, traverse metalice care vor încadra calea ferată ca imagine în acest, pe o lungime de 20 de metri înainte și după calea ferată, vor fi acele traverse paralele care, ca imagine, așa cum a spus, vor încadra și calea ferată, astfel încât aspectul să fie unul agreabil, bineînțeles. Nu o să mai fie nicio diferență de nivel acolo ca bineînțeles, și în plus, ca pentru protecție este propusă barieră retractabilă cu semnale acustice și vizuale, probabil, da. Astfel încât să aibă și rol de protecție pe lângă aspectul. Deci, clar, trenul tot pe acolo va trece, dar măcar ca aspect, da, atunci când nu e trenul, nu ne mai deranjează calea ferată, pentru că e încastrată în paviment. Da, de asemenea, fiecare intersecție este tratată în mod corespunzător, astfel încât stânga-dreapta, noua urbanistică, să se încadreze în aspectul general al căieroilor. Aș mai face mențiunea parcarea prezentată din zona General Magheru, că o altă realizare a acestui proiect, practic, prin faptul că această nouă parcare subterană pe două niveluri, prin realizarea acestuia, practic zona de la nivel va deveni o extindere a centrului civic, nemai fiind destinată parcărilor, acestea rezolvându-se subteran, se va putea extinde și centrul civic cu o serie de amenajări care au fost prezentate în planșele respective. Aș vrea să vă întreb, de exemplu, autocarele vor merge în parcările subterane? Cum se va face o semnalizare acolo, în spate, la hotel? Pentru parcări este... Cum procedați cu turiștii când vin? Nu. Prin pasajul subteran nu vor trece mașini de trafic sau autoturisme. Pentru autocare sunt prevăzute zone adiacente parcului central, în zona parcului Coloanei, vor fi stabilite exact zonele unde în care... Unde parchează autocarele. Da, pentru autocare, da. Și rămâne pentru turism, parcarea subterană. Da, sigur că da. Și pentru rezidenți. În primul rând, pentru rezidenți Categoric municipiului. Categoric pentru rezidenți, dar aș vrea să fac mențiunea că în portofoliul de proiecte ale primăriei, unele chiar sunt în curs de execuție, cum ar fi stadionul municipal. Pentru zona centrală, practic, vom avea 1000 de locuri de parcări noi în subteran sau multietajate, prin cele două parcări propuse aici, pe de altă parte 300 de locuri la stadionul municipal, obiectiv care este în execuție, după cum știți, și de asemenea avem la piața centrală proiectul finalizat pentru o parcare multietajată pe 4 niveluri cu 300 de locuri. Deci în total, practic, numai prin aceste parcări subterane și multietajate se vor asigura un total de 1000 de locuri. De parcări noi... Sigur că da, în zona centrală. În zona centrală, care vor degreva traficul, pentru că sunt multe străzi pe care, da, practic o bandă e folosită pentru parcarea mașinilor. Sigur. Ceea ce gâtuiește traficul, care uneori se gâtuie, să trebuie să recunoaștem, pe Victoriei, între orele 10 și 15... Da. Se cam circulă bara la bară și durează destul. Sunt de mult. Sunt perioade ale zilei în care poate, da, se mai sta. Tocmai din acest motiv, pe lângă acest proiect, la nivelul municipiului s-a elaborat planul de mobilitate urbană, plan ce vizează strategia privind mobilitatea urbană sub toate aspectele ei, de la
transportul în comun, la traficul rutier, deplasările pietonale, pistele pentru bicicliști. E o strategie pentru 15 ani, pe termen mediu pentru 15 ani și conform acestei strategii, inclusiv proiectul de reabilitare a ansamblului monumental, a Căii Eroilor, este în acord cu acest plan de mobilitate urbană, dar în cadrul acestei strategii avem o altă serie de proiecte elaborate, cum ar fi și care sunt în corelare cu proiectul de care vorbim, al Căii Eroilor, și aici aș face mențiunea zona adiacentă, pe strada Unirii, pe coridorul străzii Unirii, este vorba de construirea 3 pasaje pietonale subterane în cele 3 intersecții din zona centrală, intersecția străzii Unirii cu bulevardul Constantin Brâncuș de la piață, da, cu strada Victoriei și cu străzile Geneva și Republicii. Documentația a fost deja elaborată, de asemenea vom face demersurile în perioada următoare, în ciclul următor de finanțare pentru a realiza lucrările. Este o investiție, bineînțeles, care aduce un destinat deplasărilor pietonale, dar și fluidizării traficului rutier, dar are și alte valențe în sensul în care creează accesibilitatea către punctele de interes de pe Calea Eroilor, din zona protejată a ansamblului monumental Calea Eroilor, dar în plus oferă o serie de spații prin construcția acestora, care are o valoare urbanistică ridicată. Sunt niște construcții în cadrul, mă refer la pasajele pietonale, construcții în incinta cărora se vor amenaja fel de fel de spații dedicate comerciale, comerciale, spații info, atractiv, dar și spații de festivități culturale, da? Temporare, provizorii. E foarte bine, sigur, pentru că fiindcă oferă, cetățenii, sunt bine spații să fie generoase către aceste, exact, zone. Pentru, da, că, de exemplu, pasajul subteran de la gara a fost închis înainte de a fi dat în funcțiune. De, sigur, exemplu, că da, este un pasaj care efectiv n-a fost deloc folosit. Da. Poate că îl reactivați și pe acela? Deocamdată este o investiție a CFR, Ministerului Transporturilor, da? Da, nu este a primăriei. Deocamdată o să facem demersuri pentru aceste pasaje, care, așa cum am spus și cum se observă, sunt în corelare și cu proiectul de reamenajare a Căii Eroilor. Avem o întrebare de la un cetățean. Putem concesiona parcări subterane? Probabil că se referă, știți că sunt zone în care nu se, da, pot face concesionări dacă numărul mașinilor din blocurile respective depășește numărul parcărilor existente și, da, atunci parchează care une poate. În zonele unde există multe parcări s-a dat concesiune, omul știe care locul, sigur, lui, da, nu-l doare, da, capul, da, are, da, parcarea lui. Acum se va face o analiză în funcție de numărul de locuri și de numărul de solicitări. Bineînțeles că ele fiind situate în zonele de blocuri din zona centrală, clar vor fi destinate, primul rând, rezidenților, celor care locuiesc acolo, dar și altor... Dar vor putea să concesioneze, să știe, asta e a lui Ionescu, numărul de mașină X. E posibil, într-o anumită măsură, poate un anumit număr de locuri să fie concesionat, da, dar categoric va trebui să rămână locuri și pentru turiști și pentru cei care traversează zilnic, care, corect, sunt în zona centrală. Deci, se va face o analiză asupra acestui aspect. Dar crescând atât de mult numărul de locuri de parcare față de cele care sunt acum, e posibil să, să, da, fie, deci, suficient. Vă spun o analiză în zona Hotel Gorj, de asemenea și aici, locurile în cele două parcări subterane vor fi mai mari decât, numărul de locuri va fi mai mare decât cele care sunt acum la nivel. Clar. Da. Adică și pe două nivele. Ca și... să, mă rog, alte detalii tehnice, toate parcările vor fi prevăzute cu scări fixe, dar și cu lifturi pentru, da? Sigur că da, mă rog, după normele actuale trebuie îndeplinite toate criteriile. Și cu scări și cu rampe, că poate, bine, dacă înțeles, nu folosești, sigur, liftul, o, da, să cobori, da, cu mașina, da, pe rampă, da, pe, da, pantă sau urci pe rampă, dacă e să folosim termenul corect. Da, este o mare problemă, într-adevăr, aceasta a parcărilor în Târgu Jiu și dacă va fi rezolvată, să sperăm că se va întâmpla asta cât mai repede, se va derbuleva, da, traficul. Acum, după cum știți, în toate cartierele au fost realizate parcări de reședință, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt cazuri în care numărul de solicitări este mai mare decât... Dar sunt multe alte, sunt multe zone în care numărul sunt este suficiente, suficient, locuri de parcare. Bineînțeles. Aici este vorba din ceea ce am spus de rezolvarea, mărirea numărului de locuri în zona centrală, fiindcă, bineînțeles, este o zonă tranzitată zilnic de cei care lucrează la instituțiile din zonă, la cei care vin în zona comercială și altă.
Vorbeam cu domnul primar Florin Cărciumaru acum ceva timp și spunea că a fost în vizită în alte țări la obiective turistice și a luat aminte ca să vadă ce soluții au găsit cei din acele zone și pentru partea urbanistică, dar și pentru atragerea turiștilor, și spunea că, și am și văzut și în Sibiu și în multe orașe mari ale județului, ale țării, și dumneavoastră spunea și de străinătate, cum este, de exemplu, Calea Eroilor, pasaj pieton, adică zonă pietonală, devenind zonă pietonală, acolo existau magazine de suveniruri, terase pe stradă și multe alte puncte care atrag și turiștii și cetățenii să se simtă bine pe Calea Eroilor, în zona respectivă, care e destinată turismului. Sigur vom că avea da. Așa ceva? Bineînțeles. Sau doar vom putea normal merge că pe va, Calea va fi și un regulament de urbanism asupra. Vreau să spun că înainte de a elaborarea acestui proiect a fost elaborat planul urbanistic zonal, care descrie regulile din zona Brâncuș. Bineînțeles, prin realizarea acestui proiect, acesta se vor detalia. Normal că o zonă culturală care are valențe culturale, turistice, bineînțeles că trebuie să ofere spații pe, sunt prevăzute în primul rând în proiect o serie de spații de puncte info. Atât în zona pe care am prezentat-o, extinderea centrului civic din zona Magheru, unde ați văzut acea cupolă din sticlă, care, mă rog, arhitectura aceea, înțeles că se practică în Europa, acum este la modă, ca un umbrar cu, și cu spații comerciale, punct info. Acolo este și locul în care se coboară în parcarea subterană din General Magheru. De asemenea, zona Hotel Gori și pe traseu, puncte info și, bineînțeles, și din punct de vedere urbanistic, o serie de reguli care să încurajeze aceste spații de, să zic, produse de suveniri, artizanale, exact. Suveniruri. Normal, acestea se vor fi încurajate. Să poată să bea o cafea, să se răcorească, să steau pe o bancă la umbră, nu? Important este că proiectul, prin concepția lui, și practic asta trebuie să fie pașii pe un turist, normal pașii, chiar dacă nu ți se spune că aceasta e regula, da, dar normal proiectul ca atare, cum imaginea să urbanistică, să te conducă pașii pe această alee. Da, pentru că la ora actuală au venit oameni din alte județe, cunoștințe ale noastre, și zice, ok, știu unde este coloana, acum ajung la celelalte opere. Păi ia-o pe strada cu tare, că nu puteam să-l trimit să meargă pe jos pe Eroilor, vă dați seama. Da. Ia-o așa, sunt niște indicatoare, și s-au pus într-adevăr, dar e păcat să nu poți parcurge Calea Eroilor cu piciorul, să traversezi nu știu câte străzi circulate de mașini. Tocmai e de aceea păcat. Spun domnul arhitect Dorin Ștefan a prezentat în amănânt și din punct de vedere artistic proiectul, nu pot să acest lucru, însă prin succesiunea de imagini de-a lungul, prin concepția lui, succesiunea de imagini de-a lungul traseului, exact asta denotă, practic, proiectul, scopul acesta pe care l-am menționat. Mai avem o întrebare, dacă acest proiect are legătură și cu restaurarea operelor. Nu. Răspunsul este nu. Nu are legătură, nu. Operele sunt monumente istorice, fiecare individual, catalogate ca atare. AXA Eroilor este un proiect de arhitectură, urbanism și peisagistică, care are rolul, bineînțeles, pe lângă tot ceea ce am spus, de a pune în valoare și operele. Da. Există vreun plan, ca să completez întrebarea acelui care a trimis SMS-ul, și pentru continuarea lucrărilor de întreținere și restaurarea operelor brâncușiene de la Târgu Jiu? Da, a fost mereu un dialog. Colegii de la Centrul de Cultură au întreținut permanent o colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii pentru urmărirea în timp, comportarea în timp a operelor și, în cazul, în măsura în care este necesar, stabilirea măsurilor ce se impun în timp pentru a se interveni pentru protecția și conservarea acestora. Vorbeați despre aceste puncte info, iar așa vorbeam cu domnul primar Florin Cărciumaru, poate că totuși, cu toate că este un acces liber la opere, ar fi nevoie de ghidaj. Sigur, nu cred că sunt suficiente acele panouri cu informații.
Da, să știți că în operativele, în ședințele operative ale primăriei, domnul primar, s-a discutat mereu acest aspect. Este în analiză, într-adevăr, de îmbunătățirea a tuturor acestor aspecte de semnalizare. Totuși s-au și intrările în oraș și alte zone din oraș în care s-au făcut, sunt indicatoare. Dar eu mă refer la un muzeograf care să fie la acolo. La persoane atestate. Lăsând la o parte polițiștii comunitari care treaba lor este, sau mă rog, locali care treaba lor este să asigure integritatea operelor. Și în drum, în măsura în care... Există și un punct de, mă rog, vânzare suveniruri și oferire de informații acolo. Este centrul de cultură din parcul, de oricine de cultură, poate oferi informații legate de... Nu se duce acum ce turistul. El merge pe calea eroilor și atât. Da, pot să vă spun că exact problemele semnalate de dumneavoastră, după cum știți, recent a fost pus în funcțiune nou centru de promovare turistică al municipiului de pe strada Crișan, obiectiv finanțat din fonduri europene, este investiția realizată. Acolo deja se dezvoltă serviciul respectiv și sunt o serie de activități, inclusiv proiecții pentru turiști, o serie de acțiuni care vizează exact ceea ce spuneți dumneavoastră, cu informări, cu arhivă, cu materiale și dispun de toate spațiile necesare și dotarea necesară, toată logistica. De acord, eu mă gândeam la cei care nu vor intra nici în acel centru, nici la centrul Brâncuș, nici în magazinul de suveniruri, ci doar vor vizita operele. Adică persoana care să facă ghidaj lângă opera. Da, sigur că da. Eu zic că ar fi un lucru bun. Da, și mai ales în zilele de sfârșit de săptămână, când numărul de turiști este mai mare, s-a pus problema asta de a... E adevărat că nu se taie bilete. Trebuie și persoane care au pregătirea necesară pentru a oferi toate informațiile. Exact. Și e important. Inclusiv plus cunoașterea limbilor străine și... Corect. Da, ar fi. Este o cheltuială într-adevăr, dar cred că ar crește. Da, nu, toate acestea se discută, dar toate se fac. Pornind de la acest proiect care este în corelare, sunt multe lucruri care sunt în acord unele cu altele. De exemplu și cu materialul cu programul de intrare UNESCO și acest proiect vine în avantajul. Se corelează cumva cu programul acela de includere a ansamblului monumental în patrimoniul UNESCO. Corect. Toate acestea contribuie și bineînțeles că tocmai acesta este scopul, ideea de la care am pornit, pe care am spus-o la începutul emisiunii, că domeniul culturii a fost ales ca prioritar în cadrul strategiei de dezvoltare a municipiului și bineînțeles că încet, încet se iau toate măsurile necesare pentru atingerea acestui scop. Fiindcă pe lângă acest proiect mai sunt alte proiecte majore pe care ni le-am propus tot în domeniul culturii. Toate sunt integrate în cadrul unui plan de strategie în acest sens. De asemenea, turistul când vine, și chiar am avut experiența asta pentru că am colaborat la un moment dat și nu că n-am mai vrea, dar noi am încheiat acel proiect de producție de suveniruri pe un ONG pe care l-am avut. Și am colaborat foarte bine cu Centrul Brâncuș și cu magazinul de suveniruri. Chiar atunci când s-a înființat, am participat și noi. Am dus cu ONG-ul nostru acolo suveniruri. Am participat la amenajare. Chiar ne-a făcut plăcere că, uite, se face ceva și că poate să vină turistul să cumpere suveniruri de la opera lui Brâncuș, pentru că nu era posibil acest lucru. Și asta e un mod, iar așa, de promovare. Da? Chiar în acest magazin am întâlnit, stând câteva zile la rând până s-a deschis, până așa, veneau turiștii, treceau, veneau, cumpărau sau nu cumpărau, cereau informații foarte mulți și cred că ar fi foarte important, părerea mea, să aveți și o... nu să zic documentație, niște pliante, niște broșuri, niște hărți turistice și ale municipiului Târgu Jiu și ale Gorjului, inclusiv care să conțină punctele, de exemplu, restaurantele. Dom'le, unde mănânc? Asta întrebau oamenii. Da. Cum mă duc la casa lui Brâncuș? Cum ajung pe Transalpina? Mai întrebau și în engleză și trebuia să știi să-i răspunzi. Unde mănânc? Unde dorm?
E, la acest răspuns, la aceste întrebări, trebuie ca dumneavoastră, ca administratori ai operelor lui Brâncuș, să le puteți oferi răspunsuri, să aveți materiale. Sigur că știu că sunt broșuri care ating multe aspecte vis-a-vis de monumentele culturale, de punctele de interes din municipiu. Există în afară broșuri, de operele lui Brâncuș, știu pentru că de asemenea zic, că sunt aici. Colaborări cu agențiile de turism pentru pentru menționarea tuturor aspectelor spuse de dumneavoastră vis-a-vis de hoteluri, restaurante. Exact, și exact. Cum ajung la Săgelu? Da. Toată lumea întreabă, trebuie să de fapt, oferim aceste toate informații. Acestea, normal că legate într-un context mai general al județului, exact. În care să ai și puncte de interes din județ, bineînțeles. Sunt asemenea materiale, bineînțeles că cred că colegii, inclusiv și colegii de la Consiliul Județean și de la primărie, se ocupă de aceste aspecte. Aș face totuși mențiunea că pe lângă acest proiect, exact ceea ce vreau să spun, că toate aceste proiecte se corelează între ele, un alt proiect care este în acord cu acesta, de fapt completează acest proiect, este vorba de amenajarea Parcului Central, de amenajarea pe restaurarea practic a grădinii publice, respectiv Parcul Central, proiect care este finalizat și pentru care deja, în perioada imediat următoare, deja există program pentru care să obținem finanțarea. Este un proiect de impact care are, din punct de vedere și urbanistic și al valorii istorice, fiindcă parcul întrunește o serie de valențe istorice, arhitecturale, de peisagistică. Este un proiect de impact care va îmbunătăți substanțial urbanistica în zona respectivă prin refacerea împrejmuirii într-un stil care să țină cont de caracterul istoric al parcului, pavoazarea aleilor, crearea de noi alei, inclusiv piste ciclabile, refacerea iluminatului public în întregul parc, de asemenea iluminatul decorativ, crearea unor noi zone peisagistice cu compoziții arboricole și floricole. Este un proiect frumos, pot să spun, care chiar aduce o contribuție la imaginea urbanistică. Și ce mi-a plăcut în acest proiect și n-am văzut imaginea acum sau poate n-am fost noi atenți tot timpul, faptul că în proiectul arhitectural al Căii Eroilor este prevăzut un perete de sticlă la Jiu care să te facă să vezi Jiu de la opere. Da, eu nu fac decât să menționez ceea ce a spus arhitectul, domnul Dorin Ștefan, în viziunea dumnealui, de fapt, asta e realitatea. Constantin Brâncuș a dorit să așeze masa tăcerii în tradiția noastră gorjenească, să fie apa aproape. Și tocmai de aceea el a propus faptul că lucrările la lacul de acumulare nu mai există acea percepție a apei datorită lucrărilor de la lacul de acumulare care s-a făcut, da, sigur că da, este digul. Nu se mai vede luciu apei lacului, de la și atunci prin acel perete de sticlă dumnealui a prezentat o soluție tehnică care se poate aplica în zilele noastre a unui pod în zona aceea de sticlă care să aducă apa. Imaginea apei aproape de masa tăcerii. Este o concepție artistică, să zic. A prezentat-o Ministerului Culturii. A fost aprobată. Da, și interesantă, da. Da. Face parte din proiectul de reamenajare Căii Eroilor, deci va fi făcut. Nu? Da, da. Deci face parte din... Bine, avem multe obiective și istorice și trebuie să spunem telespectatorilor, poate că știu majoritatea, poate că nu știu că operele lui Brâncuș au fost o comandă a Ligii Femeilor Gorjene care doreau să ridice, să aducă o ofrandă luptătorilor, celor care au luptat la luptele de la Podul Jiului, Podul Jiului care cel real de atunci, peste 100 de ani, există la trecerea peste Jiu la Insulița, acel pod cu arcade, se
este folosit și la ora actuală, a fost mutat, poate mulți nu știu, a fost podul care era pe lângă Piața Mare și era pod pe care treceau mașinile. În momentul în care a ieșit din garanție a fost mutat și a devenit pietonal. Insulița Jiului iar e un loc foarte frumos și... Este și am avut... prin demersurile pe care au făcute de către primărie, am obținut acel proiect de amenajare prin fondul de mediu, cu finanțare de la fondul de mediu, de la bugetul de stat, pentru amenajarea acelui parc de pe insuliță, conturându-se astfel zona verde, dezvoltându-se în continuare zona verde, fiindcă totuși avem un, sincer, părerea mea, un... ca și oraș privilegiat în sensul în care avem o zonă verde, un parc central situat chiar în centrul orașului, corect, ceea ce este un lucru extraordinar de benefic și e bine că am avut această șansă de a dezvolta spațiile verzi tot imediat în zona adiacentă, de a avea cât mai multe zone verzi. Bine, zona verde era și înainte insulița Jiului, dar era așa tot o insulă. Amenajată. Acum avem băncuțe, avem iluminat public, avem iluminat ambiental care... acele arteziene, seara este o ferie. Da, și sunt în apropierea centrului orașului, toți putem să mergem la plimbare, sunt toate chiar aproape, toate obiectivele. Chiar a devenit un loc de promenadă insulița Jiului și asta e foarte bine. Încet, încet Târgu Jiu începe să arate din ce în ce mai frumos, asta este adevărul și chiar trebuie să îi atragem pe turiști, că dacă nu găsesc frumos, primire frumoasă, informații, toate condițiile de care au nevoie, da, și nu mai vine a doua oară. Toate aceste proiecte, așa cum am spus, se corelează pe lângă acest proiect, vorbind de zona centrală de Calea Eroilor, după cum s-a observat, sunt în lucru reabilitarea blocurilor din zona centrală, în perioada următoare vom definitiva practic toate blocurile situate în zona centrală. Astfel încât majoritatea sunt cuprinse deja în program. Am făcut demersurile acum pentru obținerea finanțării celor care au rămas de executat, astfel încât întregul centru va fi și automat imaginea de ansamblu va fi în acord cu ceea ce ne propunem să facem. Îmi spuneați dumneavoastră înainte de emisiune că nu o să avem ce vorbi, iată că emisiunea mare 3 minute, motiv pentru care doar trecem în revistă celelalte lucrări de investiții și stadiul în care se află la nivelul orașului și într-o emisiune viitoare o să discutăm pe rând. Când cu dumneavoastră, când cu domnul Ionescu, directorul tehnic al primăriei, despre fiecare obiectiv în parte. Iată câte au fost de spus despre Calea Eroilor. Ce alte obiective aveți în locul? Sunt, pe lângă proiectele majore, o parte din ele le-am menționat, avem un portofoliu, o serie de alte proiecte majore pentru municipiu pe care dorim să le promovăm, să le demarăm în perioada, în anii următori, însă în ceea ce privește lucrările, sunt o serie de lucrări în desfășurare în ceea ce privește infrastructura. Câteva exemple, cele mai importante. Aș da exemplu atât de cartiere în care se reabilitează canalizările, primul rând cartierul de Barcader, lucrări care se află în execuție, în ceea ce privește infrastructura, de fapt întregul cartier de Barcader va intra într-o reabilitare integrală, fiindcă pe lângă lucrurile de extindere a canalizării menajere și a racordurilor la consumatori se execută și modernizarea străzii, inclusiv modernizarea sistemului rutier, trotoare, borduri, indicatoare rutiere, mobilier urban și inclusiv refacerea canalizării pluviale. De asemenea, întregul cartier Griviței, toată zona cuprinsă între străzile Comuna din Paris, Traian și delimitate la nord-sud de Traian și Comuna din Paris, nord-est și vest de către Bulevardul Ecaterina Teodoroiu și Strada Griviței, tot acea zonă va fi inclusă iar în programul de reabilitare a canalizării. Au fost demarate lucrările de extindere a canalizării menajere în zona de est a municipiului, respectiv cartierul Drăgoieni. Avem aici o întrebare, când vom avea canalizare în Drăgoieni? Exact aici. Asta discutam, cu informația. Da. Lucrările au început. Este vorba de proiectul extindere canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni. Proiectul cuprinde cartierul Drăgoieni, dar și străzile din zona de Calea București, Petrești, Sfântul Dumitru, Aleea Sfântul Dumitru, Aleea Primăverii. Au început lucrările pe strada Petrești, deja se lucrează.
urmează ca în perioada următoare să deschidă încă 3 fronturi. Se va lucra pe 3 fronturi, deci și pe, în cartierul Drăgoveni vor începe. Dar lucrările în cadrul obiectivului au început. Termen de execuție? Sunt 18 luni, deci în a doua parte, în trimestrul 3 al anului viitor, va fi pusă în funcțiune întreaga investiție, dar tronsoane vor fi pe parcursul timpului, pe măsură ce sunt gata, vor fi puse în funcțiune noi tronsoane. Fac remarca, pe lângă rețeaua colectoare în lungime de peste 16 km, în cartierul Drăgoveni rețeaua colectoare se execută pe ambele sensuri ale drumului național pentru a se evita intervențiile asupra acestuia, și se execută inclusiv la racordurile la consumatori și căminele de racord ale acestora. Pe banii publici? Investiția am obținut finanțare primăria în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Este inclus în cât avem PNDL. Cofinanțare? Este și procent. Cofinanțare 20% de la 20%? Bugetul, da, și cea mai mare parte a sumei de la bugetul de stat în cadrul Programului Național. Da, oprim aici emisiunea pentru că știu că mai aveți multe de spus. Timp, bineînțeles, construcția de locuințe, nu mai vorbesc de obiectivele sportive la stadion, sala sportului, lucrări care sunt în execuție, o nouă sală de sport la Colegiul Comercial Virgil Magiaru care se află în execuție, locuințele sociale de la, din zona Ciocârlău, locuințele pentru tineri din zona Narciselor. În zona Narciselor chiar fac mențiunea că s-a demarat planul urbanistic zonal, faptul că municipalității s-au repartizat 40 de hectare de la Ministerul Apărării, de la Unitatea Militară, în zona Narciselor. Da, am demarat un plan urbanistic zonal care prevede, printre altele, realizarea minim 50 de blocuri cu 1000 de unități locative, terenuri de sport, baze de agrement, spații verzi, întreaga structură, spații. Blocurile. Elaborăm studiul de planuri de urbanistic zonal, după aceea, funcție de categoria de proiecte și de finanțări, vom începe când demararea acestor proiecte. Da. Bineînțeles că este o investiție de perspectivă care se va face ani de zile de acum încolo, dar ideea importantă este că suprafața permite rezolvarea acestor funcționalități cu funcționalități complexe și dezvoltând un nou cartier. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vom continua, bineînțeles, în alte emisiuni viitoare discuțiile despre investițiile în Târgu Jiu. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Ordinea de Zi. Invitatul meu, domnul Raul Chiriac, șef Serviciu Investiții în cadrul Primăriei Târgu Jiu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!